În luna decembrie, mii de brazi sunt tăiați în pepinierele din Republica Moldova pentru a crea atmosfera de sărbătoare în casele oamenilor, în instituțiile de învățământ sau la locul de muncă. La întreprinderea pentru silvicultură din Glodeni, lucrările sunt deja pe ultima sută de metri. Pepiniera de aici numără peste 6.000 de brazi pentru înverzirea spațiilor, dar și pentru comercializare. Ne aflăm într-o plantație de molid obișnuit, care are vârsta de 6 ani, înălțimea undeva are de la 1,50 m până la 2,5 m. Prețul așa brad este de 160 de lei. Direct din câmp, brazii sunt vânduți mai ieftin. În acest an, prețul pentru un pom de Crăciun a crescut cu până la 30 de lei. Mulți brazi se cumpără de ăștia mari pentru organizații, pentru grădinițe, școli. De exemplu, un brad de 6 metri, pentru persoane fizice, costă 330 de lei. Pentru persoane juridice, 920 de lei. Unii brazi au nevoie de 10 de ani pentru a crește în toată splendoarea. Brad argintiu Pice Pungens crește foarte greu. Crește 10 cm pe an, iar asta e creșterea lui într-un an de zile. La târgul de brazi din Bălți, un pom de Crăciun costă mai scump. Prețurile pornesc de la 300 de lei și au crescut cu 60-70% față de anul trecut. Iată, așa brad costă în jurul la 300 de lei. Dar mai mare? Mai mare, 350, 400, 500, depinde de dimensiunea bradului. S-a scumpit forța de muncă, s-a scumpit benzina, s-a scumpit practic totul. Asta și joacă cel mai mare rol. Îngrijirea, apa, lumina. Cei care optează pentru un pom de Crăciun artificial vor trebui să achite între 600 și 7000 de lei în funcție de dimensiunile bradului. Размеры начинаются от 3 см до 18, от 3 штучек в наборе до 24-36 штучек. С сегодняшнего дня все абсолютно шары идут на акции минус 30% и до Нового года. У нас по политике так сложилось, что сейчас у нас закупают больше примарии, рестораны и также приходят семьи, но больше девушки с детьми. У нас основной покупатель это дети. În acest an, agenția Moldsilva a scos în vânzare aproape 48.000 de brazi.